Ați întâlnit așa ceva și în Argeș? N-ați văzut comunicatul prefectului de ieri, care prezenta situația la nivel general, a și spus că a fost vorba de mâncare expirată, că a fost vorba de mobilier degradat, că a fost vorba de grupuri sanitare în care era mucegai pe pereți, igrasie, mobilierul stricat și așa mai departe. Bilanțul când va fi anunțat? Astăzi la ora 13 prefectul o să anunțe sancțiunile dispuse cu privire la tot ce s-a efectuat, toate controlele efectuate ieri. Urmează să se facă și comunicarea la nivel guvernamental, cred că până la ora 12 astăzi, și la ora 11:30-13 o să anunțe prefectura după Erianu și sancțiunile care s-au dispus la nivelul județului. Ce instituții mai sunt angajate în controlul ăsta? Din comisie fac parte așa: Instituția Prefectului, Protecția Consumatorului, Direcția Sanitar-Veterinară, ITM-ul, Poliția Argeș, Autoritatea Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, și Direcția de Sănătate Publică, și cred că n-am ratat, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru că, apropo, mie mi s-a părut șocant. Sunt la pământ din punctul de vedere al siguranței la incendii. Și n-au văzut până acum? Sunt la pământ, nu, stați un pic, sunt la pământ toate aceste centre. Ne referim și la privat și la stat? Ieri au fost verificate doar centre private. Ieri au fost verificate doar centre private, dar la pământ, din punct de vedere al, nu știu ce să vă spun, întrerupător scos din perete și lăsate firele pe afară. Despre ce vorbim? În condițiile în care vorbim, repet, de niște oameni care prestează servicii sociale contra cost. Da, cum ajung în situația asta? Că vă pot arăta patron de magazine, patron de alimentație publică, tot așa, zone de astea mai sensibile, unde, dacă vă spun sincer, au ajuns să se cunoască cu oameni de la controle, îi cunosc cam cum ne știm noi de la emisiuni. Adică nu îmi dau seama. Aici cred că e o problemă de sistem în esența lui. Ce sistem, domne? Vorbim de un sistem foarte sensibil în care trebuie să te duci lunar. Ce dracu vorbim de sistem? Nu, cred că la e o problemă... copii și la bătrâni trebuie să te duci lunar. Nu putem să găsim scuză. Nu, nu. Nu există scuză pentru nimic în lume. Deci nu, dar, în egală măsură, prefectul a întrebat când s-au efectuat ultimele controle de către fiecare instituție. Ultimele au fost făcute în... Sigur că n-am solicitat lista să vedem care au fost verificate și care nu, pentru că... părea cel puțin că au fost verificate o bună parte dintre ele. Da. Au fost și situații în care n-au fost probleme atât de mari, adică nu vă închipuiți, că, dar au fost și din cele de ieri, au fost și zile în care, slavă Domnului, probleme foarte mari din punct de vedere al siguranței la incendiu.